ne-am hotărât să ne căsătorim. Suntem pe un aeroport privat. Nu știu ce poți face în poziția asta. Asta am găsit. Probabil au frica asta că foarte mulți fug după ce alimentează. Deci aici sunt undeva vreo 200 de milioane de euro. Oficial, ne-am căsătorit. În momentul de față sunt foarte, foarte gelos. Vrei să mergem la striptease? O nouă zi. Astăzi avem planuri mari. Facem, ne-am decis să ne plimbăm cu elicopterul. Am decis să mergem ceva, este mini Grand Prix, se cheamă, care ar trebui să fie un fel de mini circuit de Formula 1 cu karturi, cred, nu sunt sigur. Mergem acolo, Muzeul Marvel mai este, încă nu mi-am băut cafea, ne auzim imediat. Cafea și un covric, de fapt două cafele și doi covrici, $20. Pentru că mă tot întrebați cam cât costă lucrurile pe aici. Unele lucruri sunt ieftine, unele lucruri sunt neobișnuit de scumpe. De exemplu, pentru mine cel mai mare șoc a fost apa. Apa costă, o apă de 0,5, costă $2, $2.50 la supermarket. Adică nu vorbim de la restaurant, la supermarket. Și au oferte din astea cu 3 sticle de cola, să zicem, cola, Pepsi, Sprite și așa mai departe, la un litru, 3 sticle pachet, $5. 0,5 litri de apă, $2.50. Deci de asta sunt americanii grași. Ah, și pe lângă asta am observat ceva. În LA se vorbea foarte multă spaniolă, foarte mulți mexicani. Iar aici, și de fapt peste tot, oamenii sunt foarte, foarte mari. Adică se spune că americanii sunt grași. Sunt foarte grași. Adică la modul o persoană, cum suntem noi obișnuiți, de exemplu, eu lucrez cu oamenii direct, da, la slăbit. Avem clienți, majoritatea sunt, să zicem, 130 de kg, 110 kg, 100 de kg. Ăștia sunt clienții care au mult de slăbit. E, aici sunt de la 150 în sus. Adică sunt din aia de, vezi pe documentare, tremură toată carnea pe aici și un munte de om așa. Așa sunt foarte, foarte mulți și în special femeile. Cred că cea mai mare discrepanță am văzut-o sunt femeile sunt foarte grase comparativ cu bărbații. Bărbații arată cam ca la noi, dar femeile sunt mult, mult, mult mai grase. Mergem să alimentăm. Mașina asta consumă mult. Mergem să alimentăm și după asta mergem la acel mini circuit Grand Prix. A, nu, după asta mergem să facem rezervare la elicopter. Pentru că ne-am interesat și fac, da, facem rezervare, dăm datele cardului, cu tot cu CVV, ca să putem face rezervarea de $12. Pentru că cum să-ți dau datele cardului, cu tot cu CVV, unui angajat de la un ghișeu, ca să-mi fac o plată de $12. Am zis că nu știu cum e la voi, dar la noi asta sună scam. Așa că, și am zis, nu e nicio problemă, puteți veni la ghișeu. Eu vin la ghișeu, cât de departe poate fi, că este aici, în, tot pe Las Vegas Strip. Mergem la ghișeu să plătim rezervarea de mers cu elicopterul, de fapt și după aia toată taxa. Și mergem la Grand Prix. Și de când aștept să mănânc un covric, am două zile. Am căutat un covric și tot n-am găsit covric. Am găsit un fel de gogoșic așa. Că uite, au tăiat un covric în două. Un fel de gogoșică sărată, nu e chiar covric. Când nu țin dietă și să zicem în concediu sau undeva, de regulă acasă nu mănânc covric. Dar în concediu îmi plac covrici. Așa că până găsesc mănânc câte un covric. Ce este diferit la ei? Dacă vrei să alimentezi, bine, asta e și o benzinărie foarte veche. Dacă vrei să alimentezi, trebuie să plătești înainte suma pe care vrei să o cheltui, cum ar veni. Te duci și spui vreau să pun benzină de 50, plătești 50 și apoi te lasă să pui. Nu invers. Deci probabil au frica asta că foarte mulți fug după ce alimentează. E ciudat, în schimb, dacă vrei să faci plinul, pentru că trebuie să știi tu suma necesară pentru plin. Cum e cazul la mașina asta, nu știu cât ar trebui să fie plinul, așa că o aproximăm. Da, deci nu am nimerit exact plinul, mai aveam $3 de motorină. Am plecat. Am ajuns să ne facem rezervarea. Suntem pe un aeroport privat. De fapt, nu este aeroport privat, încă se leagă în aeroportul mare, dar este un colț. Unde aici sunt un pic mai încolo, sunt niște avioane private din astea mici și aici este heliportul, practic. Și vom merge cu un elicopter din ăsta. Mașinuțe mici. Aveam pe pachetul acela, în
Tulsi Grand Prix ăsta mic. De ce nu? Tragem un pic cu cartul. Speranța mea este că merg repede. Așa încetul poți să mergi cu mașina legală. Așa că vedem cum este. Am rezervat la elicopter. Am terminat de seară la ora cât? 8:30? La 8:30. Și ne-am hotărât o chestie. Pentru că aveam de ales. Atât timp cât ești în Vegas, știți cum se spune? What happens in Vegas, stays in Vegas. Ne-am hotărât să ne căsătorim. Dar nu oficial, adică nu vă gândiți că este ceva ca la primărie. Este o căsătorie simbolică. Și mergem la cât? La 3. În 3 ore. Am rezervat și acolo. Vine și ne ia limuzina din fața hotelului. Mergem, ne căsătorim și apoi petrecem. Și apoi ne tragem cu elicopterul. Deci în biletul acela aveam inclus ceva cu viteză mică, o pistă mai mică. Și am făcut upgrade, am mai dat $27 ca să mergem pe pista mare și pe carturi din astea mai puternice. Și am dat $7 pentru cameră, ca să vedeți și voi cursa. Și voi pune teoretic, ar trebui să pot filma toată cursa și apoi să descarc filmarea și o vom include în video. Așa că așteptăm să termine băieții cursa, mai au vreun minut, două. Deși, nu știu dacă mi se pare mie sau așa, nu pare că merg prea repede. Adică vom vedea dacă se poate merge și mai repede de atât. Așteptăm, mai avem vreo 2 minute de așteptat. Ia uitați ce am găsit pe mașină. Deci mașina a stat într-o parcare păzită de la hotel și am găsit două urme de palme pe capotă. Și cred că ar arăta cam așa. Deci tu când pui o mână aici, mai este o urmă aici. Cam asta ar fi. Nu știu ce poți face în poziția asta, dar asta am găsit. Am venit să luăm niște apă. După cum v-am zis, apa este scumpă. Este scumpă și la supermarket. E mai scumpă dacă e la restaurant. Așa că măcar să iau apă scumpă de la supermarket. Eu nu știu dacă știți, beau în jur de 4-5 litri de apă pe zi. În prețul de aici, foarte mult. Adică ați bea apă de vreo $100-200. Așa că mi-au vreo două baxe și mai țin în mașină, măcar să beau în cameră. Când mai prind, dacă nu le car după mine prin oraș. Așa, suntem la Winco Food. Ceva. Am zis că toate lucrurile sunt mai mari. Adică n-am mai văzut pungă atât de mare de lei. Câte grame ar trebui să? 350 de grame. Toate lucrurile sunt mai mari aici. Au big, ceva, totul e cu big. Teoretic ar trebui să fie un tur în Warren, Las Vegas. Oficial, n-am căsătorit în Las Vegas. Nu este un act oficial, efectiv, de la primărie, dar este un act simbolic, ca niște promisiuni. Am făcut-o și pe asta, în Las Vegas. De ce nu? Și ce facem acum? Stăm. Mai avem 3 ore până trebuie să ne prezentăm la heliport. Și nu știm ce să facem exact, așa că vom merge să mâncăm și mai vedem. Ne mai gândim. Încercăm un nou brand, este Chick-fil-A, un fel de KFC mai puțin cunoscut în lume, dar în SUA este destul de cunoscut. Și fac un fel de crispy din ăsta mici. Ia să vedem. Mie, sincer, mi se par mai bun decât KFC. Mult mai mișto condimentați și aduc mai mult a șnițele de casă decât a chestii cum este McDonald's, de exemplu, care e foarte departe de realitate, de o mâncare de acasă. Ăsta aduce mai mult a mâncare de casă. Și am luat și un burger care pare un burger cu șnițel obișnuit. Asta zic. Pare mâncare mai de casă. Și cartofi arătași. În momentul de față sunt foarte, foarte gelos. Deci, cineva își încălzește motorul de la avionul privat și pleacă undeva cu avionul lui privat, ceea ce e super fain. Deci, aparent, avionul era și a cuiva foarte interesant, pentru că a venit repede un paznic. Nu ai voie să filmezi avionul ăsta. Adică restul poți să le fotografiezi, poți să faci ce vrei tu, dar avionul ăsta nu ai voie să-l
Eram gata, boss, am înțeles, un avion a unui șmecher, niciun fel de problemă. Deci mai avem jumătate de oră până trebuie să ne prezentăm la check-in pentru îmbarcarea în elicopter. Ne pregătesc, ne fac instructajul și așa mai departe. Și între timp suntem lângă faimosul semn de la Las Vegas, de la intrarea în Las Vegas. Și aici, practic, este aeroportul acela privat de care v-am spus, care practic este legat de aeroportul mare din Las Vegas, este un colț așa cumva unde sunt parcate avioanele astea mici private. Și pe mine, cel puțin, genul ăsta de loc mă inspiră. Adică, hai să vă arăt ceva. Deci acolo sunt 4, aici sunt vreo 4-5, da? Doar în momentul ăsta sunt, da, câte am zis, nu știu, 10-15 avioane private. Asta înseamnă un avion privat e vreo 15 milioane plus minus spre 20, că sunt și un pic mai mari. Deci să zicem, hai așa, SH 10 milioane. Deci aici sunt undeva vreo 200 de milioane de euro sau de dolari, cum vreți voi, de jucării. Că practic astea sunt deja jucării pentru oameni mari. Și sunt foarte mulți oameni care au foarte mulți bani. Și de asta trebuie să muncim mai mult și mai cu cap. Pentru că oamenii aceștia care au avioanele astea, sigur nu le-au făcut muncind mai multe ore sau, nu știu, mai intens decât tine sau decât mine. Probabil le-au făcut muncind mai cu cap. Și cred că asta ar trebui să facem și noi. Și acesta este faimosul semn. După cum vedeți, este coadă pentru poze. Oamenii s-au așezat frumos, ceea ce este foarte civilizat pentru că nu-i organizează nimeni și stau și fac poză cu rândul. Și astea sunt hotelurile de care vă ziceam, care sunt toate sub același brand, practic, sunt MGM și le-au făcut un fel de fațadă gold. Și așa se văd de la distanță, pare un lucru aurit, așa. Elicopterul a zburat cât aproape 10 minute. Am făcut o tură de Las Vegas Strip și ne-am întors înapoi. Păi, o experiență diferită. Este mult mai bumpy, să zic așa, adică tremur mult mai mult stânga-dreapta cu elicopterul decât cu avionul. Iar curbele sunt, după cum vezi și în filme, se lasă elicopterul așa pe parte și pleacă. Așa face curbe. Sper total o experiență diferită, iar tipul super ok, care a fost pilot, ne-a explicat foarte repede, foarte drăguț, ne-a lăsat să facem poze, nu a comentat nimic, dar foarte mișto, foarte mișto ca experiență, este de făcut, într-adevăr. Ei ar fi fost mai drăguț dacă am fi zburat mai mult, dar e ok. Spre cazare, planul era în felul următor, să mergem până la cazare și ieșim acolo în centru să mai stăm. Ne-am amintit că aveam bilete și la Skypod, ăsta este Skypod-ul, este etajul 110 și așa arată. Teoretic este mult mai înalt decât turnul Eiffel și așa mai departe, se vede chiar drăguț și este și foarte cald afară. Aici cineva a pornit un trend și apoi le-a stricat parcarea. Aparent este un trend în parcarea asta să te descalți. Apoi am primit o întrebare capcană. Am fost întrebat astăzi, vrei să mergem la striptease? Ce răspunzi de situația asta? Pentru că nu știi dacă spui da, de ce vrei să mergi la striptease, dacă spui nu, de ce nu vrei să mergi la striptease.
Am ales să spun da. La urmă, asta e de. Concluzia este că nu a fost întrebare capcană și chiar o să mergem la street. Aici intervine partea nasoală pentru voi, pentru că nu pot filma pe YouTube. Treaba asta poate pe un alt canal, pe un alt tip de site. Dar, ca și idee, așa ne vom încheia seara. Astăzi am să vă povestesc mâine cum a fost. Și în seara asta este deja 10 și un sfert, până mergem, până mai lăsăm mașina și așa mai departe. După asta ne căutăm un club acolo în centru. Cam asta este video de astăzi, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Uitați de like, uitați să reveniți pe canal. Cum mai vin vloguri și noi ne vedem la video următor. Pa!